În luna mai, prin hotărârea Biroului Național Permanent al PPDD, George Mihai Popa a fost numit președinte interimar al organizației județene Giurgiu. Nu toți membrii PPDD au fost însă de acord cu noua conducere. Printre aceștia, consilierii locali Florian Velicu, Liliana Truică și George Ciobanu, consilierul județean Adriana Buga și liderul pensionarilor din PPDD Stella Matache. Doi dintre aceștia, Florian Velicu și Adriana Buga, au primit drept răsplată excluderea din partid, urmată de pierderea mandatelor de consilier local, respectiv județean. Aceștia dau vina pe noua conducere a PPDD Giurgiu, pe care o acuză de abuz și de încălcarea statutului partidului, având în vedere că nici lui Velicu și nici Adrianei Buga nu li s-a dat dreptul la apărare. Deci articolul 12, punctul 4, spune în felul următor. Excluderea se produce în condițiile și cu respectarea prevederilor prezentului statut, excluderea producându-și efecte de la data rămânerii definitive a deciziei de excludere. Asta pe de-o parte. Și ca să facem o paranteză, articolul 19 al acelui statut spune așa. Decizia sau hotărârea de sancționare poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare la Comisia Județeană pentru Statut, Etică și Litigii în cazul hotărârilor luate de forurile cu competență la nivel local sau județean sau la Comisia Națională pentru Statut, Etică și Litigii, în cazul în care hotărârile sunt luate de forurile cu competență la nivel național. Deci, 5 zile de la comunicare. Eu vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că ordinul prefectului a venit înainte de a fi comunicată hotărârea, nu mai zic să folosim noi pârghiile de a ne apăra. Deci abuzul este evident, și pentru cei care n-au cunoștințe juridice, cât și pentru cei care au cunoștințe juridice. Mai mult, cei 5 nemulțumiți din PPDD au descoperit că pe una din hotărârile de excludere din partid, una dintre semnături ar fi falsă. Am constatat cu stupoare că una dintre semnăturile de pe hotărârea numărul 33 de excludere, și eu vreau să vă spun că mai am încă două astfel de hotărâri în original, nu corespunde semnătura. Și aici mă refer la doamna Diana Voiculescu, și încercând să mă apropii cât mai mult de adevăr, am discutat cu o rudă apropiată de adânsei, cu o rudă adânsei, un văr primar, care mi-a confirmat că doamna Diana Voiculescu nu a mai semnat niciun document, începând cu jumătatea anului trecut. Deci vă întreb eu retoric, cum a reușit doamna Diana Voiculescu, care este plecată din țară și care am înțeles că are niște probleme, nu intrăm în detalii, să semneze un document când nimeni nu știe unde este. Și plus de asta, acel document sau acea semnătură este fără apostrof. De se subînțelege că semnătura este a persoanei al cărui nume este deasupra semnăturii. Foarte multe dintre acuzații îi vizează pe președintele PPDD George Popa și pe purtătorul de cuvânt al PSD Răzvan Cuc, acesta din urmă fiind considerat principalul pion în toată această ecuație, din care a rezultat excluderea lui Velicu și Buga din PPDD, respectiv Consiliul Local și Consiliul Județean. La Răzvan Cuc s-a referit și consilierul George Ciobanu, nemulțumit de faptul că nu îi sunt arătate contractele zonei libere, semn că se ascunde ceva. Răzvan Cuc are însă altă variantă. Voi face demersurile legale care într-adevăr să le să intru în posesia lor, dar nu știu de ce. Înseamnă că mi s-a spus că nu o să intru în posesia lor. Cred că se ascunde ceva acolo. Și cred că le e frică de ceva. Eu am spus că îi dau toate contractele. Toate să se uite pe ele. Eu nu am spus că nu îl dau să se uite. Dar nu pot să-i dau contracte care le-am încredat cu societăți comerciale care au terenuri concesionate în zonă și care desfășoară alte activități cu zona liberă. Nu este în regulă să fac lucrul ăsta. E o societate comercială. În fond și la urmă urmei. Tot la Răzvan Cuc a făcut referire și fostul consilier județean PPDD Adriana Buga, despre care spune că a încercat să o influențeze la una din ședințele Consiliului Județean. Și acest lucru a fost infirmat de către Răzvan Cuc. La ședință, domnul Cuc mi-a spus că nu este frumos din partea mea să fiu căutată atâta timp de o persoană și eu să nu fiu găsită și să nu răspund afirmativ solicitărilor dumnealui, mai ales că este președinte de partid. M-am întâlnit cu acest domn George Popa, care nici măcar nu m-a cunoscut, da? Nici măcar nu știe câți membri sunt și vă spun sincer că pentru mine a fost o mare dezamăgire. I-am spus că și-a asumat un rol pe care nu este în stare să-l ducă mai departe. În primul rând, dumnealui
crede că am fost pusă consilier de domnul Răzvan Cuc, i-am spus că să se intereseze, că am fost aleasă, nu pusă de domnul Răzvan Cuc acolo. Și după aceea concluzia a fost că trebuie să ascult ce îmi spune Răzvan Cuc. I-am spus că este decât coleg în Consiliul Județean, nu fac ce îmi spune nimeni, fac ce consider eu că este bine. Dumneavoastră credeți că eu îmi permit să fiu atât de inconștient încât să ameninț un om? Fiecare e liber să facă ce vrea, să voteze cum vrea. În fond și la mine ați văzut și pe Orghie 55 și de la PSD au plecat 3 consilieri. Nu se întâmplă nimic. Repet, faptul că noi dăm o tentă acum cataclismică referitor la ce s-a întâmplat, mie mi se pare o inflamare un pic forțată a lucrurilor. Au fost exclus și de la, și domnul Dure a fost exclus de la PSD. A sărit PNL-ul în sus, a sărit nu știu ce partide au sărit acum toate în sus. Nu, eu vă spun că acum cred eu că prin decizia asta s-au deranjat anumite majorități și niște interese personale. De asta e toată lumea atât de supărată. Acuzații și dezvăluiri, mai mult sau mai puțin demonstrate, s-au făcut pe toată durata conferinței de presă a aripei nemulțumite din PPD de Giurgiu. Însă, în cele din urmă, instanța va fi cea care va stabili care dintre părți are dreptate. În orice caz, liderul PPD de George Popa și-a rezervat dreptul de a nu comenta până la pronunțarea instanței, în timp ce socialdemocratul Răzvan Cuc spune că a fost rât într-un scandal în care nu a vrut să intre. Ce cred ultimii mohicani din PPD despre toată această situație atipică de la Giurgiu, puteți urmări în această seară la TV Giurgiu în cadrul emisiunii E timpul să vorbim.